Bun găsit! Tânărul ne-a zis că la începutul acestei săptămâni a mers împreună cu nepoata sa la acest mall, iar la un moment dat au decis să și mănânce acolo, în zona de food court, motiv pentru care și-au cumpărat niște sandwich-uri de la unul dintre fast food-uri și s-au așezat la masă. Ei bine, la scurt timp, de tava lor cu mâncare s-a apropiat inițial un gândac, apoi bărbatul a observat că în zonă mișunau mai multe astfel de insecte. Scârbit, omul a scos totuși telefonul din buzunar și a început să filmeze, pentru că avea nevoie și de dovezi că aceste insecte chiar există în centrul comercial. Ulterior a cerut să vorbească de altfel cu cineva din conducerea centrului comercial, însă nu a fost mulțumit de răspunsurile primite, motiv pentru care a depus o plângere scrisă la Protecția Consumatorului. A doua zi, inspectorii OPC au venit în control și, într-adevăr, au găsit mai multe probleme aici. În primul rând, într-una din sălile unde sunt depozitate acele tăvi cu mâncare, au găsit un gând dacă mort, iar într-o altă parte, unde sunt depozitate mopurile cu care se face curățenie, un gândac viu. Totodată au fost controlate și fast food-urile, iar trei dintre acestea au fost oprite de la comercializare. Mai precis, li s-a impus să respecte regulile de igienă. Două au fost între timp redeschise. Au fost date în total 5 amenzi în valoare de 65.000 de lei. Pe de altă parte, și centrul comercial a fost amendat, tocmai pentru că nu a luat suficiente măsuri de igienizare. A primit 10.000 de lei amendă. Deocamdată acestea au fost informațiile de la Galați. La revedere!